Mai sunt doar câteva săptămâni până la Paște, iar ofertele agențiilor de turism din ce în ce mai bogate. Fie că doriți să vă petreceți Paștele în România, la munte sau la mare, fie că doriți să vă petreceți Paștele în străinătate, agențiile de turism vă oferă atât destinații turistice autohtone, cât și destinații turistice exotice. Fie că vorbim despre munte sau mare, zilele libere de Paște vor fi petrecute de târgovișteni în diverse locații din țară sau din străinătate. De exemplu, agenția Altur Târgoviște vă așteaptă cu oferte în țări vecine și preponderent ortodoxe. Principalele destinații fiind în această perioadă Bulgaria, Grecia și România. Țări prin tradiție ortodoxe, în general, majoritar, și unde sărbătorile de Paște au o semnificație aparte. Târgoviștenii pot să aleagă dintr-o gamă variată de oferte. De exemplu, pe Bulgaria, cele mai solicitate sunt principalele trei stațiuni, Albena, Nisipurile de Aur și Sunny Beach. Pachetele de all-inclusiv includ micul dejun, prânz și cina în regim bufet, plus băuturile. Fiecare pachet turistic include și o masă de Paște tradițională. Peste tot există un meniu special de Paște, fie un prânz special, fie o cină cu produse specifice. Nu lipsesc, bineînțeles, mielul, cozonacul, ouăle roșii. În general, agențiile de turism, indiferent că sunt din țară sau în regiunile apropiate de noi, în Bulgaria sau Grecia, se pregătesc temeinic pentru această sărbătoare. De asemenea, puteți să vă petreceți Paștele și în destinații mai exotice precum Dubai. O altă agenție din Târgoviște, Loroni Travel, vă așteaptă cu oferte pentru litoralul românesc, care își deschide porțile încă de pe 1 mai. Putem oferi Paște pe litoral România, tarife începând de la 78 de lei de persoană, cazare cu mic dejun la hotel de 3 stele. De altfel, cel mai căutat rămâne litoral Bulgaria, unde tarifele încep cu 26 de euro de persoană pe noapte, cazare la 3 stele cu all-inclusiv. Pentru clienții mai pretențioși și cu dare de mână, vă putem oferi Paște la Sicilia, unde tarifele variază undeva între 500-600 de euro de persoană, charter avion, 7 nopți cazare cu mic dejun,